E un proiect pe care nu l-am gândit vreodată, e un proiect de suflet. A fost o întâmplare să vin la un hram de Sfânta Maria August. Odată cu venirea în al preasfințitului Părinte Calinic la Suceava, a existat ideea înființării unui departament medical și a concretizării unor proceduri și servicii medicale de calitate. Recuperarea în ultima perioadă este un domeniu foarte important pentru sănătatea populației. Este un domeniu care preocupă inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și pentru care se dezvoltă strategii pe termen lung. Oamenii care tac și fac îi pot găsi foarte mult în acest spațiu, să spunem, religios. Iubirea de aproapele se manifestă cu pregnanță în caravana medicală, inițiată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, cu scopul de a evalua starea de sănătate a populației, a facilita accesul la servicii medicale profesionale și a demara programe și proiecte cu scopul prevenției, a educației medicale, a conștientizării și valorificării sănătății. Sunt implicate în acest proiect Departamentul Farmaceutic Arimatea din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Asociația Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Colegiul Medicilor din București, Colegiul Fizioterapeuților din România, Caravana cu Medici, filiala Iași. Au fost efectuate în diferite localități ale județului Suceava evaluări pediatrice, clinice și paraclinice, cardiologice, pneumatologice, dermatologice, stomatologice, oftalmologice, însoțite fiind și de activități de educație medicală, prevenție și prim ajutor. A fost o întâmplare să vin la un hram de Sfânta Maria August și m-am plimbat acum 2 ani pe acasă prin Lunca Moldovei, la Gura Humorului, și privind ce s-a mai întâmplat între timp, am zis, aici lipsește ceva. Parcă ar merge un centru de recuperare. Fiind medic, m-am gândit imediat la un asemenea proiect și pentru că noi nu avem nămol și nici nu suntem la Techirghiol, da, m-am gândit că ar merge bine un centru de recuperare nevroze, nu neapărat în zonele pline de turism, ci în satele pe care le știu din copilărie, care sunt retrase, unde se aude zvorul din casă, unde cântă buciumul pe deal. A fost sămânța de la care a pornit proiectul. Am ajuns acasă puțin tristă că nu există un asemenea proiect și deodată m-am întrebat pe cine să-l fac. Nu trebuie să-l facă un doctor? Nu de acolo trebuie să pornească un centru medical? Ideea de caravană medicală cu toții o cunoaștem. E vorba de a transporta specialiștii medicali la beneficiar, la bolnav. Acum 2 luni de zile am primit un telefon dacă suntem de acord să organizăm un curs de prim ajutor și am spus cu atât mai mult în contextul comemorativ al sfinților doctori fără de arginți și tămăduitori și în contextul anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavului. Avem datoria, dar este și necesar, de a forma personalul medical mediu din centrele sociale, medico-sociale și medicale ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Întâmplarea a fost să ne întâlnim astăzi aici. Eu am venit pentru alte situații pe care trebuie să le rezolvăm legate de fizioterapeuți și am fost și am vizitat împreună acel centru de recuperare pe care urmează să-l înființeze la Sihăstria Putnei și acel centru pentru seniori. Și cred că ideea lor este de foarte bun augur. Este nevoie de astfel de cursuri de urgență și ne dorim foarte tare, inclusiv fizioterapeuții, să beneficieze de aceste cursuri de urgență. Înțeleg că acum sunt realizate pentru asistenții medicali comunitari. Este un proiect
care cu siguranță va veni în ajutorul pacienților noștri, în susținerea unei vieți cu o calitate cât se poate de bună. Că așa lucrează Dumnezeu. Nu spui tu în minte, nu-i comanzi tu, Doamne, Doamne, când să vină, lucrurile se întâmplă, nu știu cum, dar se întâmplă foarte bine și se potrivesc extraordinar. Iar experiența de astăzi de la psihiatria Putnei, experiența prin care am văzut ce lucru extraordinar se construiește acolo, e ideea, fapta, ambele sunt nemaipomenite. Și plec cu energie foarte bună acasă și vreau să fac și mai multe lucruri. Nu știu cum o să le fac, dar va veni momentul să le facem. E vorba de un subiect care mie mi este foarte drag, și anume cum să faci să îmbini cele două extreme ale vieții omului. Perioada de copilărie și perioada mai avansată a vieții. Copilul și seniorul să îl aduci în același loc, să-i pui în contact, să învețe, să aibă grijă unul de celălalt și factorul care să medieze această legătură să fie recuperarea, nu medicina, nu sănătatea, nu boala, ci recuperarea, adică să repari ceea ce este stricat și fizic, iar preoții și călugării de la mănăstire să aibă grijă să repare și partea sufletească. Am început la firul ierbii, să facem curs de urgență cu personalul medical din spitalul din Gura Homorului. Menționez că sunt niște medici deosebiți care muncesc peste poate, pentru că nu ai într-un spital mic toate specialitățile și atunci în gardă te trezești că este de gardă dermatologul și tu ai venit cu infarct sau este urologul și ai venit cu fractură și ei trebuie să se descurce și așa se descurcă în toată țara. Și am zis că trebuie ajutați și trebuie tot timpul perfecționați pe partea asta de mențiune de urgență și primul curs făcut a fost în decembrie anul, acum 2 ani, pentru 30 de medici asistente din spitalul din Gura Humorului. La curs au început cei din hotelul unde am ținut cursul să mă întrebe dacă nu fac și pentru personalul nemedical, pentru că și în hotel se întâmplă ceva, trebuie să dea un prim ajutor și așa mai departe, și am zis sigur. Și mi-a venit ideea, tot orașul Gura Homorului va face cursul de urgență. Asta a fost, zic, gata, îl facem pe etape. Există o fundație la Smurd care face pentru copii, în caravane cu mașină de pompieri, au fost și în București, cred că toată lumea știe, dar numai că trebuie programat. Am zis cu copiii, fac cu smuldul și să vedem ce pot eu face. Am coagulat echipele, am fost în Franța, am văzut centrul de recuperare, este o localitate între Marsilia și Lyon și numele localității se traduce în limba română, Dumnezeu le potrivește, așa se numește localitatea. Am pornit la drum într-o serie de activități de formare a asistenților medicali. Și ca să nu fim egoiști, am trimis invitația și am primit, bineînțeles, un răspuns favorabil ca alături de personalul nostru din centrele rezidențiale și din instituțiile de îngrijire la domiciliu să se alăture și asistenții medicali comunitari care, din nefericire pentru județul Suceava, dar nu numai, de multe ori sunt singurii specialiști medicali dintr-o comunitate. N-am vrut să stea pe umeri unui singur om tot proiectul și am zis fiecare vine cu bucata la care se pricepe cel mai bine și dă astfel încât să nu se simtă împovărat. Formarea asistentului medical generalist poate să aducă salvarea unei vieți, poate să aducă rezolvarea unei probleme, poate să aducă eliberarea unităților de primiri urgențe sau a spitalelor mari datorită faptului că s-a intervenit la timp. Astfel formăm pentru a interveni în caz de urgență, formăm pentru a identifica anumite modificări ale stărilor fiziologice care se ducă către patologic, pentru ca, prin educație și prevenție, să aducem ridicarea standardului de viață al omului.